Bastone, gata, da? Combinație aici, Elena. Mamă, pe un Megan din ăsta mi-ar fi plăcut și mie să fac școala. Mai mult, mi-ar plăcea să îl dețin. Bun. Nene, fii atent. Am fost aici pe șantierul ăsta, am descărcat. Ideea, știi care îi sunt la Ploiești aici. Eu cred că sunt anumite momente în viață că vezi niște lucruri și spui, bă, nene, mersi fain pentru tot. De ce zic asta? Pentru că aici fie căldură, fie iarnă, frig, cum vrei tu, toate condițiile, nene, oamenii ăștia trebuie să lucreze și cineva trebuie să facă și asta. Eu am tot respectul pentru ei. Vorbisem un pic cu Macaragiu, care este pe asta albă de aici, care ne-o da nouă jos marfa, și mi-a zis că de fapt munca în sine nu-i cine știe ce, că nu este un efort. Ideea este că este un efort psihologic. Toată lumea zice, vină, dă-mi asta, femeia asta, femeia alaltă. Foarte interesant, tipul foarte ok de altfel. Acum mă uitam pe unde să o iau. Ideea este că eu aseară am venit pe partea asta pe aici, pe la Râșnov, Codlea. Au fost foarte ok. Stai să dau înapoi, să mă duc tot pe asta, că nu vreau să mă duc pe partea asta pe la Brașov. Zi, ce mai este? Sighișoara, Mureș, da. Mă duc pe partea asta pentru că după aia ies la autostradă cândva și o să mă duc mai departe. Știi ce am înțeles din toată experiența asta de aici? Pentru că hai să mă și pun în mișcare. Ok. Ideea este că trebuie foarte multă atenție, știi? Pentru că aici sunt oameni, nene, și tot timpul se pot întâmpla chestii. Așa. Băi, am venit aseară prin Ploiești pe aici. Ideea e că eu cum veneam numai drept am mers. Și am văzut niște clădiri foarte interesante mai încolo, știi? Este pentru prima oară când sunt aici la Ploiești. Uite-mă că și aici este Easybox. Nu să crezi, nene, am crezut că doar la noi. Doar la noi, la țară, este Easybox. Ia uite-mă că oamenii au autorilote. Tu la vete ce mi-ar plăcea. Cielo, n-am mai văzut de mult, foarte interesant. O treabă serioasă cu șantierele și cu astea, nene, trebuie să ai foarte mare grijă, foarte mare atenție. Param pam, ăla se duce încolo, eu mă duc încoace. A, la drumul de camioane, ai văzut? Stai un pic să trec și eu, mersi frumos. Mamă, aici chiar trebuie să ții cafeaua în stomac, frate, nu în... A, duci pe doamna Cici. Nu e rău. Bă, drumurile astea sunt praf aici, nene. Ia uite, mă, că am florit copacul aici. Om petrecere, Valentin. Lasă-l vrea acolo. Bă, pe unde recolom pe aici? Bă, înainte trebuia să mă duc, trebuia să rămân acolo. Aici acum e cu semafor? Nu, e cu stop. M-am asigurat, m-am uitat, am plecat și am trecut. Nu știu ce face ăsta, dar eu m-am dus. A, ăla făcea la stânga, mă. No, bun, să continuăm pe mai departe. Mamă, ce mi-a plăcut mașina asta prima oară când am văzut-o, bine, și acum îmi place, IONIC. Nu știu cum se numește. Mamă, ce centru e aici, mă, ce este? Cine știe, frate? Hai că m-a băgat pe aici, pe la înghesuială, văd că. Nu m-am încetut și de aici pe unde luăm? Habar n-am, găsești tu vreo ieșire. Vezi că ești lung, știu că ești lung. Trebuie să ies aici. Mă asigur, mă uit în retrovizoare că am. Am ieșit pe partea asta. Mamă, ce frumos e asta! Grand Hotel. Ana, îmi place lucrătura asta. Bă, îmi plac stilurile astea așa mai vechi, ca să zic, știi? Și de aici e dăm înainte, Valentin. Da, bravo! Opa! Ia stai, mă, să mă duc dincoace, că parcă mi se pare mai fai că sunt la mijloc. Știi cum e? Că era pe cală și cu ălalalt. Și unul avea o bucată de pătură, unul o bucată de pătură. Și ăsta zice, bă, eu cu pătura mea nu mă pot înveli, ălalalt zice cu pătura lui iar nu se poate înveli. Și a venit ăsta cu una coață, alea cu sud pe amândouă și a zis, bă, fiți atenți cum facem, eu dor sub cusătura mea. Și zice, voi dormiți cu păturile voastre. Colegiul național, n-ai să crezi, nene. Colegiul, aha. Mamă, găsisem eu o zonă faină, nu știu dacă mai ajung. Uite, mă, au și ei clădiri din astea vechi, știi, e galben, e tot verde. Aici e roșu, nu mai merge, corect, oprim. Aia e vechea poștă sau ce e acolo, parcă așa arătau... înainte, știi? Da, mă, că eu pe aici am venit aseară. Țin minte, mă, dar cum să... Bă, fii atent, azi noapte când am venit eu era vreo două și un pic și... Zic, m-am întâlnit doar cu un singur taxiu aici, atâta. În rest nu era nicio mașină, Vasile. Nu știu, cred că erau toți, dormiau. Mergem înainte în 800 de metri, suntem pe Bulevardul Republicii. E bine, mă, dacă stăm pe Republicii. Și că e cu 38 de minute mai lent. De ce îmi dă din asta, eu nu-l înțeleg. Bă, ăsta e amețit, mă. Stai, mă, mai stai un pic, domnul de la Călăraș. Opa, stai că vin vulturii. E școala altfel, ce se întâmplă? Unde duce? La grădina zoologică? Cred că prăjește niște parizeri, face un sandwich, asta e, a trecut ziua. No, mergem și noi? Hai, dă-i acum cu Călărașul. A, iar roșu. Băi, fii atent, arhitectură fraină. Serios. Și astea sunt chestii vechi pe aici. Verde, Vasile, dă-i, mai continuă. Hai că mai continui un pic. Ăla cu Călărașul nu prea știe treaba cum e pe aici. Mamă, fii atent, asta e poștă, mă, sau ce e aici, mă, frate? Bă, are stema României, e altceva acolo. Mă duc un pic în stânga. Sărumâna, Diamond Steel. Uite, mă, fii atent ce fain arată tot locul ăsta de aici. Îmi place aici, frate. Eu te-o porumbei zburători. Prahova. Hai că e verde, bagă. Au, că îmi place sistemul. Mamă, ce frumos ești aici. Uite, ceva părculeț, știi? Da, mă, interesant. Bă, îmi place aici. Uite, ceva clădire mare aici. Asta e din aia de bancă, nu? Cred că. Hai că e verde, Valentin, să mai continuăm un pic. Sens giratoriu cu semafor. Mamă, zici că-s la Paris, frate, aici. Ne uităm, ne asigurăm, semnalizăm, intrăm, suntem singuri, e ok aici. Au, că-mi place. Văd că nu e foarte aglomerată zona asta. Deși, după cum am uitat pe hartă, am considerat... părea că este oarecum centru. Da, mă, iar astea, 6 seara erau. Am crezut că le-or fi scos ăștia. Uite, mă, că e îngrijit aici spațiul ăsta verde, știi? Ce frumos, câte 2-3 benzi. Bă, e fain aici, mă, îmi place. Cofetăria Andrei. Oh. Ia uite și aici, ce mai e? Tot așa ceva parc, ai văzut, cu alei din alea, de biciclete, de... Asta a oprit aici, ce a zis? Stai să iau niște morcovi, că am uitat. S-o strica căruța în drum, nu ai bani nici de săpun. Ceva monument. Cine-o fi? Mihai Viteazu e, frate, îl știu eu după pana aia de la Cal. Da, mă, el este. Bă, ăsta cum a ajuns, mă, acolo? Ăla de ce merge, mă, pe acolo singur și eu merg pe aici cu oamenii ăștia? Uite aici, străzi de peste tot, plântuțe, floricele. Oprește mașina, Valentina. Am oprit-o, bre. Acum și în Ploiești, Fresh Carrefour. Hai să crezi. Uite-o că femeile alea se ocupă. Săruna! Foarte frumoasă zona asta. Zic, e foarte frumos aici. Bravo! Fain, mă, dar cum să nu? Hai că e roșu, mai stă mult? Deci, uite-mă, steagul României acolo sus. Frumos, elegant. Da, om, mie îmi place aici, mi se pare interesant. Cu siguranță că și Ploiești are foarte multe lucruri de văzut. Numai că nu. Nu, dar mai stăm mult aici. Aș vrea să mergem. Păpădie. Fă-ți un ceai de păpădie. Uite, mă, vezi, lumea aruncă chiștoace pe aici pe jos. E verde, gata, începe cursa. Nu prea înțeleg eu sistemul, dar merg după ăștia. A, ăsta ăla de la Călăraș, femeia. Termopane, n-ai să crezi, rehau. Mamă, ce blocuri aici. Îmi place bulevardul ăsta, așa, mi se pare foarte ok. Hai, bobiță. Stai, 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 ușor, ușor, ușor. A, e un hop din ăla acolo, mă. Ăsta nu e la o care era oprit mai devreme acolo, nu cred. Am făcut un pic de eschivă. Nu știu dacă e voie pe partea aia, habar n-am, dar cred că este. Asta, mă, că e aglomerație în față. Ia uite, zici că e căsuța piticilor aici. Fii atent. Aia, la groapa. E un canal, îs peste tot în România. Fii atent, Electrica Ploiești în căsuța pisicilor. Tu la viață. Îmi plac întinderile astea așa mari, adică, știi, spațiul ăsta, tot spațiu. Se aude ceva? Oare de unde o veni? A, uite-l acolo. Da, mă, trebuie foarte mare atenție la ăștia cu salvare, poliție, pompieri. Fii atent câte magazine au pe aici. Dr. Max, Sfânta Maria, Optic, Sinevo. Mamă, cât sunt și casa de pariuri. Tu la evete că i-a băgat pe toți aici. Te duci, ce sandwich de la Mega Image, treci pe aici, ți iei o pastilă. La Sfânta Maria nu intri, că n-ai analize de făcut. Te duci la Optical Medical și vezi cum stai cu ochii. Îți faci repede analizele la Sinevo și de supărare te duci și bagi bani la aparate. Tu la evete, n-ai să crezi. Cocoș, noul magazin Cocoș. Când n-ai vele? Cocoș? No, serios. Cocoș 2, Cocoș 3. Frumos, negru, ne place. Rezistă la intemperii. Pungi în copac, alea au vântul, om. Și astea sunt blocuri din alea vechi. Da, mă, mai stăm mult aici, că deja stăm de 3 minute. Hai că e verde, să începem. Haide. ăștia nu prea se mișcă. Mă duc după ăsta cu Mercedesul, că ăsta sigur știe pe unde merge. Hașer, de acolo ești? Tu la Evetă. Departe ai ajuns. Hopa, ceva interesant aici? Nu-mi place, nu știu ce. Au, panoul ăla cum era pus. Alert Security sau ce e ăla? Alert System. Da, mă. Toți-s pe alerte pe din astea. Aici acum le învârtim, mă, care cu prioritățile, că nu înțeleg. Uite aici, Cocoș, Kaufland. Mamă, ce de oameni, frate! Da, dar marea majoritate copii, mă. Trebuie să semnalizez un pic de dreapta, mă rog, să știe lumea că eu pe aici vreau să merg. Aici ce mai fi, mă? Ana, ia fii atent ce rezidență aici. Oh, faină, ne. Private property. Interesantă castelul ăla. Best Hotel. Arată frumos la prima vedere. Aici nu vine nimeni, dăm puțin de dreapta să știe lumea. Ești pe drumul bun spre răcorire, Bergenbier. Bă, voi beți multă bere aici, mă, frate. Păi dacă la intrarea în oraș ai pus ăla cu bere. Am, atenție, om aici, ce vrea să facă ăsta, mă? Nea Vasile, nu prea e bine, bre, unde te-ai pus. Așa. El Ristorante. Bă, e foarte frumos bulevardul ăsta. Hai că aici a sărit un aer, frate. Așa. Ia? Drum bun, vă așteptăm să reveniți. Ploiești, orașul lui Caragiale. Servus, my friend. Am auzit de omul ăsta, cred că am mai învățat pe la școală. S-a încercat cineva să mă învețe. Ia uite, mă, că am un și ieșit din Ploiești. No, bun, mergem înainte. A, am intrat la Blejoi aici, mă, dar bravo, mă, dar cum să nu? E lipit, e înfrățit. Dar nu merge cam tare, mă, Valentin? Bre, cred că da, dar mergem după ăștia. Nu cred că sunt probleme. Expo-Tehnica, Bosch, Makita, toate astea. Da, mă, e interesant. Mi-ar plăcea să mai vin aici la Ploiești. Cu siguranță că o să mai vin și știi de ce spun asta? Pentru că acolo sunt două blocuri a câte cel puțin 10 nivele, am înțeles. Și sigur o să mai vin aici la Ploiești. Leroy Merlinus. Așa, și după aia trebuie să intrăm în sens și să o luăm încolo spre dreapta. Cred că era mai bine dacă mă puneam puțin mai încolo. Nu, bine, acum dă-i pace, dacă ai ajuns aici, rămâi aici. Asta de ce nu trece, mă? Pe cine așteaptă? Hai, mă! Așa. Și trebuie să-i dau după aia de dreapta. Să mă vadă lumea că eu intenționez niște chestii aici. E perfect. Hop, 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 încetuți aici. Gata, nene, dă-i, mom! Mom, merg după mom ăsta, ăsta merge bine, îmi place de el, bravo, my friend, mergi foarte bine. Stai mai încet că nu pot să merg. Mamă, Elvira, băi, mai funcționează, mă, Elvira asta? Nene, dita mai imperior făcut oamenii ăștia. Uite, mă, că este și Petrom, e bine de știut, oricum am alimentat aseară. Lichidare de stoc. Păi ce, vinde panoul la publicitar sau care-i treaba? Poate că... A, ce repede am ieșit, mă, bă, mă așteptam să fie foarte aglomerată treaba. Serios. Ia uite pe ăștia cu dinții, nu vreau. Mi se par destul de bine aranjate lucrurile, ca să zic aici, legat de șosea, știi? Imediat am ieșit, frate. Și de aici merg mai departe, mă duc la munte, la oamenii ăștia. Ia uite, zăpadă, Făgăraș, unde e? Cred că în stânga, încolo. Habar n-am. Dar pe aici cred că mergeam la mare, nu? Parcă nu mai țin minte. Oricum trebuie să o întreb pe Carmen, pentru că eu tot timpul omit, frate. Eu mi se pare că intram aici. Uite, m-a atins roșu, știi? Interesant. Școală de dresaj, pensiune canină. N-ai să crezi. Ia uite aici, recycle bin. Mamă, dezbrenări din asta de camioane, frate. Coca-Cola, cuptorul cu lemne, cofetărie, partiserie, pizza, cafea și piure de fructe.